Te salut, dragă utilizatorule de contracte FIDIC. Sunt Alina Oprea și de 22 de ani implementez contracte de construcții FIDIC, fie ca beneficiar, fie ca inginer, fie ca antreprenor și de asemenea sunt și trainer de contracte FIDIC și soluționez dispute în calitate de adjudecător. Astăzi o să-ți spun un secret al contractelor FIDIC, o distinție pe care nu multă lume o face, și anume între asigurarea accesului pe șantier de către beneficiar și responsabilitatea asupra accesului pe șantier din partea antreprenorului. Despre ce este vorba? În contractele FIDIC se prevede că șantierul trebuie pus la dispoziția antreprenorului, pentru că acesta să poată executa lucrările, trebuie pus la dispoziția antreprenorului de către beneficiar. Iar dacă beneficiarul nu reușește să pună la dispoziția antreprenorului șantierul, atunci, în cazul în care antreprenorul este întârziat în execuția lucrărilor sau chiar are costuri suplimentare din cauza asta, antreprenorul este îndreptățit la recuperarea costurilor suplimentare și la acordarea unei prelungiri a duratei de execuție corespunzătoare întârzierilor suferite. Însă accesul la șantier este responsabilitatea antreprenorului. Și anume cum? În clauza 4.15 din contract, cei care implementează deja și au experiență în contractele FIDIC știu că această clauză, numărul 4, se referă la obligațiile antreprenorului. Deci, în subclauza 4.15 din contractul FIDIC, se spune că antreprenorul este responsabil de căile de acces spre șantier. Respectiv, atunci când el semnează contractul, antreprenorul se consideră că știe cum ajunge pe șantier, cum ajung utilajele sale, materialele, resursele materiale și umane pe șantier, astfel încât să-și poată executa lucrările. Aceasta este responsabilitatea lui, atât să poată să ajungă pe șantier, cât și să păstreze în bună regulă drumul public, dacă există, sau privat, acest acces pe șantier. El este responsabil de întreținerea lui, este responsabil de tonajul mașinilor și utilajelor sale care ajung pe șantier și care nu trebuie să le depășească pe cele reglementate pentru drumul respectiv. Și el nu poate să se îndrepte împotriva beneficiarului dacă primește reclamații de la ceilalți utilizatori ai drumului sau de la proprietarul drumului, dacă este un drum privat. Deci acesta este o distinție pe care nu multă lume o face cu privire la accesul către șantier și punerea la dispoziție a șantierului. Este un aspect care poate să ducă la conflicte între părți dacă părțile nu cunosc și nu citesc cu atenție contractul și nu știu bine drepturile și responsabilitățile. De aceea, sfatul meu este: citește bine contractul odată ce l-ai semnat și implementează-l corespunzător. Dacă vrei să știi mai multe despre contractele FIDIC, abonează-te la canalul meu de YouTube și poți să-mi pui întrebări acolo în comentarii, jos, și o să-ți răspund în episoadele următoare. Pe curând!